Astăzi, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Pipirig al municipiului Caransebeș. Pentru activitatea desfășurată, părintele paroh a fost hirotesit iconom Stavrofor. Începem prin ascultarea Evangheliei duminicii de astăzi, începem urcușul spre înviere. Începem să ne smerim cu adevărat în fața Mântuitorului Hristos și să ne pocăim împreună cu vameșul din Evanghelia de astăzi și cu fiul risipitor din Evanghelia duminicii viitoare. Este foarte important ca în această perioadă să fim conștienți că fără pocăință și smerenie nu putem ajunge la înviere. Nu putem moșteni viața cea veșnică, împărăția cerurilor. Nu există pocăință autentică fără smerenie și nu există smerenie adevărată fără o pocăință consistentă și intensă. Îi mulțumim lui Dumnezeu că și în această duminică au fost foarte mulți credincioși la Sfânta Liturghie, la Sfânta Biserică și am îndemnat în finalul acestei vizite canonice pe preoții și credincioși din această parohie să continue pe mai departe și lucrarea Martei, pentru că această biserică are nevoie de un veșmânt, are nevoie să fie împodobită cu pictură și, înainte de a picta această biserică, trebuie să confecționăm un prea frumos iconostas, catapeteasma, care să împodobească Sfântul Altar și, bineînțeles, soleia. Într-un act comemorativ pentru țară și pentru biserică, la prima vizită a preasfinției voastre în parohia noastră, de când m-ați numit preot paroh, cu data de 1 mai 2017, prin transferul de la parohia Băuțari, a vizitei pline de bucurie și binecuvântare arhierească la acest început de an, nu putem spune altfel decât că Dumnezeu a binecuvântat din nou, prin lucrul mâinilor preasfinției voastre, această parohie. Prin prezența ierarhului nostru, curajul, bucuria și încrederea în noi a sporit, pentru ca să facem până la sfârșit înfrumusețarea bisericii noastre din Pipirig, care înseamnă pictura interioară, iconostasul și celelalte lucrări cât se poate de frumos realizate pentru bucuria noastră și pentru Sfânta Biserică în care se slujește. Ziua de astăzi înseamnă pentru mine o onoare, pentru că a venit Părintele Episcop la noi aici la Biserica din Pipirig și eu cu mulți colegi de-ai mei m-am împărtășit cu Sfintele Taine. Biserica din cartierul Pipirig a fost construită între anii 2004-2010 și a fost târnosită în data de 18 decembrie 2010.